Mie cu brânza zburată. Păi să vă spun, pun laptele aprins, fără nimic fel de ingredient, lângă căldură, lângă aragaz acolo, amândouă vârf. Așa. Stă 2-3 zile, mai ales vara, imediat într-o zi se prinde, dar iarna asta mai mult. Îl smântânesc, eu smântână deoparte, am un vas din inox și îl pun pe aragaz, la foc mic, aproape o oră. Și el se ridică zero sus și brânza coboară. Și îți rodeam clocot. Tot mă uit la ea, adică să rămână, dacă, să se facă spumă, că dacă dea clocot să prăștie brânza. Și brânza asta rămâne bolovan. O las să răcească în vas și abia a doua zi o pun. Știți, cumva nu pun în seara curătoare, cum spune aia, în formă de con. Adică de tifon, cu sută și în formă cu colț, în formă de con. Nu, că vine mai greu. Am avut și așa și nu. O pun într-o strecurătoare din asta de inox. Și se scurge până a doua zi, nu mai rămâne nimic.